Elton John, I'm Still Standing, la Vocea Armatei, 11 și 23 de minute. Așa cum am promis, am revenit cu rubrica Prevenirea criminalității. Alături de noi în studio este domnul comisar șef Cristian Ciocan, ofițer în cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din Poliția Română. Domnule Cristian Ciocan, săptămâna trecută, nu, pardon, luni, Luni. emisiunea de luni a avut un Luni, așa este. real succes. Doamne ajută. Am primit foarte multe mesaje pe pagina de Facebook. Sunteți foarte apreciat și foarte iubit de foarte multă lume. Mulțumesc frumos. Toți acești oameni sunt în sufletul meu și este o onoare pentru mine să aud lucrurile astea. În legătură cu ediția de luni, în ceea ce privește furtul din buzunare, din genți, Și să știți poșet. că avem câteva comentarii. De exemplu, doamna Iuliana Bratu ne scrie că vă contrazice, din păcate. Un singur hoț mi-a furat telefonul din autobuzul groazei 117. Spun bine, ne-am regăsit tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Salut din nou, cu mare respect, Armata României, cea iubitoare de Hristos, așa după cum și preoții noștri se roagă în bisericile creștin-ortodoxe. Îi salut pe toți militarii români aflați în teatrele de operații și sunt cu gândul alături de ei. Și intrăm în fondul problemei. Răspunzându-i doamnei Iuliana Bratu că un principiu filozofic, și eu nu fac aici pe filozoful, dar din ce mi-aduc aminte, că am învățat la școală, așadar, un principiu filozofic spune că din contradicție se naște dezvoltarea, evident dintr-o contradicție sănătoasă. Dumnezeu poate să aibă dreptate, pentru că nu știe nimeni mai bine decât persoana în cauză cum s-au întâmplat lucrurile. N-am spus că este imposibil ca un singur hoț să facă astfel de lucruri, dar am spus că îndeobște sau în general modul de operare al acestora implică mai multe persoane. Este de asemenea posibil ca doamna Iuliana Bratu să nu fi avut experiența necesară să constate modul de operare în totalitate al acelui hoț și sigur domnia sa să aibă convingerea că a fost unul singur. Indiferent cum ar fi fost, practic s-a produs această infracțiune de furt din buzunare. M-aș bucura să știu că hoțul a fost găsit, pentru că nu cunosc, evident, n-am cum să știu atâtea cazuri în atâtea zeci de ani, în atâta perioadă de timp care s-au produs ca furturi din buzunare în municipiul București. Dar, chiar dacă nu în totalitate, până la acest moment, cazurile nu au fost rezolvate pozitiv, sigur, după cum spuneam și data trecută, reafirm că scopul nostru și obiectivul este îndeplinit în momentul în care prejudiciul este recuperat, făptuitorii sunt prinși și trași la răspundere penală, iar valoarea socială care trebuia apărată și valoarea de drept, în felul ăsta au fost repuse pe principiile care au fost statuate prin lege. Mai avem un comentariu de la doamna Strugaru Nina, care ne scrie că armata ar trebui să fie obligatorie din nou, pentru că sunt mulți tineri care trebuie să le vină mintea la cap, ca să zic așa. Chiar așa ne-a scris doamna, se ocupă de cu totul altceva în loc să își caute de muncă sau. Este un punct de vedere. Haideți să ieșim un pic din cadrul emisiunii și pentru că, în mod evident, într-o astfel de emisiune sunt fel și fel de interpelări. Voi răspunde chiar dacă nu are legătură cu subiectul propriu-zis al ediției de astăzi. De aceea cer permisiunea dumneavoastră să ieșim un pic din spațiul acesta și să vorbesc în nume personal. Eu mi-am satisfăcut stagiul militar în București și a durat până în ianuarie cu ceva prelungire pentru că au fost evenimentele din decembrie 1989 până în ianuarie 90. La vremea respectivă, nu numai că n-am vrut să plec în ceea ce se numește armat, să efectuez serviciul militar, căutam orice fel de soluție. Mi-aduc aminte că făceai un contract cu industria minieră pe 5 ani și n-ai fi plecat n-ai fi părăsit casa și prietena, cum aveam toți la acea vârsta liceului. Terminat. Dar, dacă este să mă întrebați acum, spun că armata sau serviciul militar este un mod de viață sănătos în istoria lumii. Armata și-a impus punctul de vedere în toate situațiile, fie că s-au numit revoluții, fie că s-au numit
schimbări de regim pe altă cale. Armata este coloana vertebrală a unui stat care îl protejează și în exterior, dar mai ales în interior, pentru că dăm exemplele statelor civilizate, dar nu ne uităm la noi. Armata României și-a căpătat onoarea încă de la înființare și eu cred că nimic nu a pătat această onoare până la acest moment și nu se va întâmpla nici de astăzi înainte. Vis-a-vis de obligativitatea serviciului militar, sigur, sunt niște discuții. Fostul ministru al apărării, Mihai Fifor, pe care îl cunosc foarte bine pentru că am stat în aceeași bancă în școala generală, un tip cu foarte mult bun simț, mă refer doar la calitatea lui umană, nu intru într-o altă zonă a discuției, făcea referire la reintroducerea obligativității efectorii serviciului militar. Eu sunt un profan din acest punct de vedere, chiar dacă am stat din 88 până în 90 în București sub armă. N-aș putea să spun dacă este bine sau nu, dar știu adevărați profesioniști în armata română, generali, colonei, și spun cu tot respectul cuvenit acestor grade, ca și celorlalte, de sergent, de fruntaș, de caporal, dacă mai aveți, de sergent major, de plutonier, pentru că acestea sunt grade militare, au fost, sunt și vor rămâne. Așadar, aveți capacități, în adevăratul înțeles al cuvântului, în armata română, care pot să ia decizii vis-a-vis de acest subiect. De aceea, cu tot respectul pentru doamna Nina Strugaru, nu voi spune dacă este bine sau dacă este rău. Este un punct de vedere, eu am și eu punctele mele de vedere. Acum eu mă consider un bărbat împlinit pentru că am efectuat stagiul militar. Acum sunt bucuros că am efectuat serviciul militar în București, deși la vremea respectivă gândeam ca un adolescent și nu mai știam ce să fac ca să nu plec în armat. Sigur, te învață foarte multe și te învață că lumea nu este așa cum ai învățat-o acasă, unde ți s-a asigurat tot confortul, că există oameni mai bine pregătiți și oameni mai puțin pregătiți care pot să-și impună punctele de vedere chiar dacă nu au dreptate și tu trebuie să faci față unor astfel de situații. Salut însă mesajul doamnei Nina Strugaru, repet, din respect pentru armata română și pentru cetățenii României, nu eu sunt cel care trebuie să ia decizii, dar am încredere în decidenții Ministerului Apărării Naționale. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre infracțiuni de furt prin metoda de ratizare, prin metoda reprezentanții firmelor de distribuire a gazelor sau celor de la rețele electrice, de asemenea prin metoda pomana regelui. Practic vorbim tot de infracțiuni care au legătură cu patrimoniul și despre ce face poliția română pentru protejarea patrimoniului cetățenilor. Așadar, înșelăciune. Pe moment, pentru că se ajunge prin această manieră de lucru a infractorilor respectivi să se sustragă bunuri din locuințele persoanelor care sunt vizate. Dar, cum am făcut și data trecută și cum facem de fiecare dată, pentru că oamenii să înțeleagă, voi intra în exemple concrete. Sub pretextul că sunt reprezentanți ai firmelor de distribuire a gazelor, chiar poartă anumite echipamente și flutură prin fața viitoarelor victime, potențialelor victime, niște documente care se vor afi niște legitimații, evident false. Infractorii respectivi sună la ușile apartamentelor, își punctează anterior persoanele care vor deveni victimele infracțiunilor și spun că sunt de la firmele la care făceam referire mai devreme, și trebuie să verifice echipamentele tehnice din dotare funcționalitatea instalațiilor de gaz. După cum ați văzut, există fel și fel de anunțuri pe la multe blocuri că periodic instalația de gaze, centralele electrice ale apartamentelor dotate cu astfel de obiecte trebuie verificate și în aceste condiții oamenii cad ușor în plasă. Pe același mod de operare vin și alte persoane care spun trebuie să efectuăm deratizarea. Adică sunt gândaci în blocuri și cum am făcut la toate apartamentele, facem la dumneavoastră. Pe același criteriu se merge și când e vorba de pomana regelui. Vin, bat la ușile oamenilor și spun, dom'le, vrem să vă oferim în amintirea unei persoane care a decedat, vrem să vă dăm pomană. Și oamenii noștri de bună credință în toate aceste situații deschid ușa larg, lasă persoanele să le intre în casă, care sunt mai multe, cel puțin două, în timp ce una se îndeletnicește cu activitatea pentru care chipurile s-a prezentat, adică pentru verificarea instalației de gaze sau
pentru a oferi acele produse care se constituie în pomană, sau pentru a deratiza, eu știu ce urmăresc să deratizeze prin locuință, o altă persoană distrage atenția proprietarului apartamentului, cere un pahar cu apă, de exemplu. În aceste condiții, când proprietarul nu-i mai supraveghează, sigur că pot să meargă prin apartament și să sustragă diferite bunuri cu valoare mare, dar cu volum mic. Evident, în toate aceste cazuri, omul nu-și dă seama, fiind și de bună credință, că s-a produs o infracțiune, de-abia după ce pleacă sau mult după aceasta constată că nu mai are obiectele în casă, adică bani, bijuterii, diferite alte lucruri care pot să se constituie în obiecte care ulterior vor fi vândute și se va putea obține o anumită sumă de bani. Sunt niște moduri de operare la care noi am mai făcut referire și am recomandat oamenilor să nu primească pe nimeni în locuință. Locuința este templul fiecărei persoane. Nimeni nu are dreptul să intre în locuința altcuiva, dar aici discutăm de permisiunea proprietarului de drept al spațiului respectiv. Și atunci oamenii trebuie să verifice cu foarte multă atenție documentele care le sunt vânturate prin față. Trebuie să ceară date suplimentare, trebuie să se informeze chiar la numerele de telefon pe care chiar să le solicite persoanelor respective, să vadă dacă într-adevăr sunt echipe de intervenție ori de verificare a instalațiilor de gaze în acea zonă. Evident că infracțiunea nu s-ar mai produce în aceste condiții. Ori, atunci când ți se prezintă cineva la ușă care tot îți dă de pomană, sigur că poți mulțumi, primești pomana și închizi ușa. Absolut. Eventual le spui, dom'le, cu multă plăcere, bodea proste, puteți să mai veni și altă dată când repetați această, conform credinței creștine, când această activitate se repetă cu o anumită periodicitate din an în an sau cum sunt sărbătorile creștine. Vis-a-vis de deratizare, aici mai intervine o problemă, pentru că poți să-ți intre în casă indivizii respectiv și cine știe cu ce substanțe să dea prin apartament. Adică nu numai că îți produc o daună în momentul în care sustrag bunuri de care ai nevoie sau care chiar au valoare pentru tine, fie și sentimentală, cum spuneam data trecută, dar poți să folosească anumite substanțe care să te pună în pericol, să-ți pună sănătatea în pericol, ție, celorlalți locuitori din imobilul respectiv. Și atunci, iată câte necazuri doar pentru faptul că ești un om cu bun simț. Noi nu spunem oamenilor să renunțe la bunul simț. Dimpotrivă, noi spunem ca prin bunul simț pe care l-au, prin exersarea acestui bun simț, să depisteze eventualele activități infracționale. Și sigur, cea mai bună metodă este cea la care făceam referire, să ceară date suplimentare. În momentul în care vor vedea că acei indivizi nu vor putea răspunde sau vor răspunde incoerent, pentru că sunt pregătiți și pentru astfel de întrebări, sigur că oamenii pot să-și dea seama rapid de adevăratele lor intenții. Și le mai recomandăm un lucru, să nu ezite să sune la poliție prin sistemul apel unic de urgență 112, chiar dacă infracțiunea nu s-a produs, ci pur și simplu, dacă există date certe, dacă au confirmat că acele persoane, prin atitudinea lor, puteau să creeze un prejudiciu, să ne anunțe prin sistemul apel unic de urgență. Echipajele noastre care sunt în teritoriul de responsabilitate, avem competență teritorială pe secții și sectoare de poliție în toată capitala și de asemenea în toată țara, vor fi în foarte scurt timp la ușa apartamentului de unde am fost sunați și vom putea pleca pe urmele indivizilor respective, astfel încât să le întrerupem activitatea infracțională. Pentru că aceștia, ca și cei la care făceam referire data trecută, nu vor fi descurajați de un eventual eșec sau de o atitudine la care nu se așteptau de la un proprietar, ci vor continua, pleacă imediat în alt bloc. Ori, în interes general, sigur că fiecare om poate să ne anunțe cu privire la aceste lucruri. Atenție, eu nu îndemn la delațiune. Eu îndemn la informarea principială, corectă, pe care o poate face fiecare om, a instituțiilor abilitate în aplicarea legii, așa cum este Poliția Română. Asta înseamnă prevenire. Să sunăm în cazul în care constatăm un individ
Asta înseamnă prevenire. Eu vă spuneam și data trecută și continuu să o fac. Prevenirea înseamnă parteneriat real poliție-comunitate. Pentru că vă spuneam atunci, vă spun și acum, pentru că atunci poate ați avut un segment de ascultători, astăzi poate sunt și alții și oricum este bine să repetăm. Noi nu considerăm cetățeanul beneficiar pasiv al serviciilor oferite de poliție, ci împreună căutăm să prevenim criminalitatea. Și am reușit să o facem în acești ani, mai cu deosebire în cei din urmă, pentru că, iată, furturile din patrimoniu, infracțiunile de patrimoniu rămân o prioritate a acțiunilor poliției române pe zona de prevenire a criminalității. În aceste condiții, în mod evident, facem anumite analize periodic și anual, analizele realizate de colegii mei din cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, și pe baza acestor analize vedem nu numai trendul, ci știm direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. În astfel de condiții se reduce criminalitatea și nu întâmplător, pentru că o societate fără cei puși, fără cei îndituiți ca să apere drepturile cetățenilor și avutul acestora, acea societate ar cunoaște o criminalitate la care nici nu ne putem gândi. Domnule Ciocan, pentru ascultătorii noștri și pentru urmăritorii de pe Facebook, acești oameni pot fi îmbrăcați foarte bine sau pot avea chiar și o salopetă sau ceva pe care să aibă inscripția firmei respective? De regulă nu sunt îmbrăcați foarte bine, pentru că ei trebuie să câștige încrederea viitoarei victime. Spuneam că sunt îmbrăcați în anumite echipamente și aceste echipamente sunt ușor de depistat dacă aparțin într-adevăr unei firme care are atribuții prin lege să efectueze verificări ale instalațiilor respective sau nu. Avem atâtea mijloace de informare, este internetul la îndemână, cel mai simplu este să sune. Avem telefoanele, orice om știe să folosească un telefon. Suni, întrebi, aveți o echipă și în condițiile astea ușor se va putea preveni această infracțiune. Dar echipamentele respective, ori anumite haine care nu sunt de mare valoare, pentru că nu te duci să oferi pomană îmbrăcat în frac. Smoking sau, eu știu, cu anumite lucruri de valoare pe tine, ai stârni suspiciune. Nu, de regulă oamenii care în mod normal dau de pomană sunt oameni ca mine, ca dumneavoastră, se îmbracă absolut firesc, curat. Este elementar să știm aceste lucruri pentru că îi putem ușor depista. Cei de la deratizare vă spuneam că au și alte echipamente asupra lor. Aici avem mai puține cunoștințe tehnice și nici eu vă spun ca simplu om, eu nu mă pricep la substanțe. Mi-aduc aminte că nu cu mult timp în urmă niște vecini s-au apucat să dea în jurul blocului cu niște soluții împotriva țânțarilor. Pe la 1 și ceva noaptea, unul dintre cei care au folosit acele soluții era să moară. Chiar el, pentru că dacă te bagi acolo unde nu ai cunoștințele necesare, poți să ajungi în anumite situații care să nu-ți convină. Mai grav este că îi pui și pe alții în pericol, cum pui o comunitate dintr-un bloc întreg. Ori, nici așa nu trebuie să stăm pasivi. De aceea, dacă vin cei de la deratizare, cu atât mai mult oamenii trebuie să fie în gardă, pentru că nu poți primi pe cineva la tine în casă și să se apuce omul ăla, să individul respectiv, să-ți umple pereții cu fel și fel de soluții, după ce au plecat să fii în situația de a părăsi apartamentul, pentru că după ce ți-au furat din casă, o să constați că nu este cel mai mare necaz care ți s-a întâmplat. Ori, de aceea trebuie atenție sporită și, mai mult decât atât, împreună cu noi, care putem oferi consultanța de specialitate, avem specialiști și pe această zonă, evident, putem să reducem activitatea infracțională. Au fost și vârfuri ale acestor infracțiuni în perioade trecute, în urmă cu ceva ani, însă la momentul ăsta nu este o situație îngrijorătoare, însă ea rămâne în atenția noastră, pentru că dacă slăbim strânsoarea, cum se spune, lucrurile pot să evolueze în rău. Ori noi suntem aici pentru a face ca oamenii să trăiască într-un spațiu liniștit. Eu mi-aduc aminte că de la Enel era un singur om care venea să citească contoarele. Bătea la toate ușile de pe etaj și striga în gura mare, lumina. Deci, de obicei sunt cam aceleași persoane care intervin la
Știți, asta se întâmpla când eram și eu copil și acum nu vorbesc de o instituție anume. Pentru că distribuirea energiei electrice se face de mai multe firme, nici nu le știu măcar numele. Acum ați văzut că sunt alte modalități de plată. Îți plătești de pe propriile smartphone-uri, îți plătești din conturi, îți plătești la ghișee. N-am mai văzut oameni care să vină și să citească contorul, cum se făcea odată. Dar asta nu înseamnă că nu pot apărea și astfel de situații. Dom'le, pentru a deservi populația, noi nu dăm acum idei, noi prevenim oameni. Pot să invoce faptul că pentru a deservi cetățenii, sigur că s-au reînființat aceste echipe. Cu atât mai mult trebuie să fie atenți, de aceea intervenția dumneavoastră este binevenită, pentru că iată ne oferă un subiect sau pe subiect dezvoltarea acestuia. Nu știu, există posibilitatea ca oamenii să ia numărul de telefon de la firma respectivă de pe factură și să sune la firma respectivă și să întrebe, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, dacă au o echipă care se află pe teren și... Am spus mai devreme. În cazul în care nu au o echipă pe teren în perioada respectivă, trebuie să sune la 112 pentru... Păi nu mai așteaptă falși tehnicieni de la firma. Da, la poliție pot da semnalmentele persoanei respective. Am spus și cu alte ocazii și în această situație cetățenii trebuie să fie atenți și să observe în amănunt cu ce sunt îmbrăcate persoanele respective, dacă au semne particulare, cum ar fi diferite leziuni sau tatuaje. De asemenea, trebuie să observe echipamentele pe care aceștia le dețin, să observe modul de comportament și nu este deloc greu, pentru că furnizându-ne aceste date, noi putem extinde cercetările. În mod evident, colegii mei cunosc teritoriul de competență, relaționează cu oamenii 24 de ore din 24 și putem înțelege mai bine cine a fost în acel loc. Însă, și aici este posibil ca infractorii să fie voiajori, adică din alte localități care după ce au săvârșit infracțiunea să plece în localitățile lor de domiciliu. Asta sigur că îngreunează nu neapărat cercetarea, dar descoperirea lor, însă nu o face imposibilă, ba mai mult decât atât sunt și anumite consecințe, pentru că discutăm de constituire de grupuri infracționale în vederea săvârșirii de infracțiuni, discutăm pe urmă de alte premise ale ascunderii urmelor acestor, săvârșirea acestor infracțiuni și așa mai departe. De toate aceste condiții ține însă cont procurorul în momentul în care întocmește documentele de cercetare și referatele, în cel mai probabil caz, referatul determinarea urmăririi penale, iar magistratul sigur că poate încadra pedeapsa în conformitate cu codul penal, cu codul de procedură penală, cu principiile dreptului, în funcție de datele care rezultă în concret. Că una este să ai o situație care te-a determinat să săvârșești o infracțiune și să ai un cazier curat și așa mai departe, și alta este să ai experiență și să fii o persoană care recidivează și care mai face parte și dintr-o grupare infracțională și caută să ascundă bunurile pe care le-a furat și să le revalorifice și toate acestea. De aceea spuneam și data trecută și spun și acum, poliția și magistrații, procurori, judecători fac parte din acest lanț al aplicării legii, în conformitate însă cu legea, cu principiile dreptului și codului penal și codului de procedură penală, și nu numai poliția este cea care contribuie la realizarea securității cetățenilor. Dimpotrivă, poliția nu poate fără magistrați, iar aceștia nu pot fără poliție. Care este pedepsa pentru o asemenea infracțiune? Sunt pedepse prevăzute cu închisoarea, spuneam și data trecută și e foarte bine că reveniți cu întrebarea. Oamenii nu mai trebuie să judece dacă nu au această calitate în mod legal. Oamenii nu trebuie să mai încadreze faptele, uite domnule, l-a lăsat în libertate în loc să-l aresteze sau în loc să-l condamne la achitat. Nu! Pentru că nu suntem noi în măsură să ne pronunțăm cu privire la pedeapsa care trebuie aplicată unei persoane. Asta o fac doar magistrații, sunt inamovibili, lucrează în alte condiții, ba mai mult decât atât, tot vorbeam că suntem un popor creștin-ortodox, așa spun statisticile, în majoritate suntem creștin-ortodoxi. Știți că în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, versetele 1-2, se spune
Nu judecați ca să nu fiți judecați, că și cu măsura cu care veți judeca, cu aceeași măsură veți fi judecați. Noi ne-am obișnuit deseori să nu fim de acord cu anumite soluții, să cerem pedepse mai aspre, așa, din convingeri personale sau prin propria conștiință. Sigur, sunt niște situații pe care oamenii le putem considera chiar firești, așa sunt oameni. Dar de aici și până la impune, altfel decât de a discuta, este cale lungă. De aceea n-am să spun cât este pedeapsa sau cum poate fi încadrată o infracțiune sau alta, pentru că acestea sunt diferite de la caz la caz, discutam data trecută. Care este pedeapsa maximă? În cazul în care ne urmărește vreun infractor, să știe ce l-așteaptă. De principiile dreptului discutam și data trecută că nu există o infracțiune identică alteia. Și în aceste condiții, sigur că nu putem face încadrare. Eu știu care este pedeapsa maximă. Însă, există un principiu. Dacă vrei să înveți, cauți. Dacă eu îți spun acum, uiți, rapid, pentru că n-ai avut interes și aceasta este doar o emisiune. De aceea, hai să facem și un concurs până data viitoare, să vedem care dintre ascultătorii dumneavoastră știe să ne spună care este pedeapsa, să zicem, pentru infracțiunea de fur calificat și ce reprezintă infracțiunea de fur calificat. Pot să caute foarte simplu în codul penal. Așadar, vă așteptăm mesajele pe pagina de Facebook. Facem un concurs. Mie mi-e foarte simplu. Eu știu infracțiunea, v-am explicat cum este și cu furtul și v-am dat și textul infracțiunii, vă pot spune și pedepsele care sunt diferite de la caz la caz, în funcție de condiții și în felul ăsta vor înțelege mai ușor cum se aplică legea. În felul ăsta vor înțelege că aplicarea legii este exact un soi de matematică. E ca la matematică. Sunt niște principii. Dacă acolo 1 și cu 1 fac 2, așa este și aici. Vor înțelege mai bine legea românească și chiar cred că o să placă fiecarei persoane care va începe să studieze. Trebuie așadar, să se respecte teorema. Ce sau axioma, ca să nu mai fie demonstrat. Haideți să vedem așadar ce este infracțiunea nu de fur, ci de fur calificat și cu cât se pedepsește aceasta. Victimele își pot recupera banii sau bunurile furate? Da. Dacă acestea nu au fost înstrăinate, sigur că există o anumită procedură. Dacă banii au fost cheltuiți, ori bunurile amanetate sau vândute sau înstrăinate în orice alt mod, prin instanța de judecată, judecătorul, spuneam, va urmări recuperarea prejudiciului și întronizarea sau întoarcerea la starea inițială, pentru că astea sunt principiile dreptului. Dacă bunurile au fost înstrăinate, dacă nu au fost înstrăinate, sigur că ele pot fi identificate și se recuperează mai ușor. Vor fi date cetățeanului înapoi. Există, spuneam aici, o anumită procedură, sunt anumite documente care se întocmesc. Mie mi-este foarte simplu să vorbesc despre aceste lucruri, pentru că am lucrat foarte mulți ani în stradă. Și când un bun se ridică sau se predă, se întocmesc anumite documente, dovezi, ca să spunem așa pe înțelesul tuturor, așa se numesc. Dar nu numai prin aceste documente, sunt și alte documente prin care bunurile se pot recupera. Domnule Cristian Ciocan, vă mulțumim. Mulțumesc și eu. Din nou pentru prezența în studioul Vocea Armatei și, așa cum ați promis, vă așteptăm și luni. Bineînțeles, luni și joi sunt în studioul dumneavoastră, onorat de invitația pe care mi-o faceți, onorat de faptul că sunt împreună cu reprezentanții Ministerului Apărării și cu oameni din acest trus de presă care și-a câștigat notorietate. Eu vin cu mare emoție, să știți, am trecut de mii de ori pe acest bulevard către Alba Iulia, către Piața Alba Iulia și către Casa Poporului, o clădire extraordinară, dar de când vin la dumneavoastră în studio, nu trec fără să, de câte ori trec pe aici, mă uit cu emoții, cu aceeași emoție la clădire. Mulțumim frumos. Mulțumesc și vă așteptăm și luni. Mâine este vineri. Am pregătit în playlist o melodie, Holograf vine vineri și vă așteptăm luni pe dumneavoastră. Mulțumesc, voi fi aici.